Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, după ce am făcut o mulțime de nuclee, eu dețin cutia Nicot de ceva timp. Și, bineînțeles, am încercat de vreo câteva ori și mi s-a părut un eșec total. Cred că acum vreo 3 ani am achiziționat-o și acum ce-am ascultat eu prin stânga, prin dreapta, ce că ar trebui lăsată în familie cât mai mult timp. Eu am decis de data asta să o las o lună de zile. Deci suntem la sfârșitul mai. Eu aș dori să obțin niște măci la sfârșitul iulie cu această cutie Nicot. Urmăresc un pic și celulele, fiindcă nu-i tot una cum o așezi în ramă. Această cutie Nicot e făcută în așa fel încât celulele stau înclinate în partea de sus un pic. Deci, în partea de sus, așa cum o vedeți. Și voi decupa într-o ramă care a fost dată la centrifugă, bună de ocoat. Voi decupa chiar pe centru ca să tăiem exact cât avem nevoie. Am scos grila Hahnemann și presez cu cutia Nicot exact și va lăsa urme care vreau eu să o decupez. Să mai încerc o dată. Ok, am lăsat urmă unde o să decupez, pun la loc grila aceasta Hahnemann, fiindcă nu vreau să-mi ouă acum ea matca și mai bine o las așa, completă. Voi decupa exact unde a lăsat urmă cutia. Filmez acest lucru mai mult pentru mine, ca să văd exact cum și ce. În această ramă, timp de o lună de zile, bineînțeles, matca va oua și va crește și puiet. Între timp, iată, am decupat acel pătrat. Sper să se vadă. Așa, iată acest pătrat. E decupat din ramă, frumos. Introduc cutia Nicot. Vine perfect în ramă. Mai trebuie să facem un pic de loc, să intre. N-aș vrea să distrug ramă. Îi fac un pic de loc așa. A intrat în ramă perfect. Dacă nu știați cum să tăiați, acum ați văzut. Și va sta așa o lună de zile. Gata.
Perfect. Ești mai perfect de atâta nici că se poate. Bun, acum o să o duc la familie. Am eu o familie la care mi-ar plăcea să obțin boci pe această metodă. E familia care se întărise foarte bine și vreau să introduc aici. O să-mi iau mânușile fiindcă e seară și toată albina cu legătoare este în această familie. Adică toată cu legătoare acasă, mai bine zis, fiindcă e seară, a plouat. Iată. Și albinele vor curăța, vor ecloza. Timp de o lună de zile va sta în această colonie. O să dureze ceva. O lună e la sfârșitul lui iunie. Dar atunci am propun eu să obțin mătcuță. Iată cum se prezintă la ora aceasta. Stai să văd dacă se vede. Așa, vreau să scot o foaie. Aceasta e o mătcuță la care am făcut roiul prin. Iată, s-au apucat să construiască pe această foaie. În perioada asta, mai repede ouă într-o foaie decât într-o ramă veche. Mai mult timp le ia albinelor să curețe o foaie veche decât să construiască una. Iată, o să introduc în mijlocul cuibului. Și va sta timp de o lună aici. Așa este indicat de domnii francezi. Așa face. Dacă reușesc să obțin mătcuțe prin această metodă, ar fi foarte bine. Dar vom vedea. La momentul respectiv. Deci cam atâta pe ziua de azi cu acest lucru. Mă mai uit un pic să nu fie mătcuța aici. Deci albinuța s-a apucat să construiască foița aceasta. Și eu am cam deranjat-o. Deci cutia Nicot cam atât pentru început. În legătură cu ea vom vedea peste o lună ce se întâmplă. Numai bine până atunci.